Câțule, direct. Ai venit cu întrebările pe care le-a pus și Harry Potter-ul. Harry Potter-ul de ea cu Adidas? E Harry Potter-ul care mi-a făcut mie outfit check de m-am auzit pe și m-am copiat. Și că bubui pe TikTok acum, băga mea și pula că sărac. Fără un shot de ăsta nu se începe interviu. Adevărat? Eu, vezi că ai lămâie înăuntru acolo. Popop ai jucat Vars în colaborare cu Culture la Untold Arthur de PCDNP, Psihotrop, Planet H și Gojira. Șeful s-a întors, poți să spui să rămână dublu boss, tatăl trepului. Cum pula mea vreți să ziceți, bani să aveți, să faceți plata și după aia vedem ce mai facem. Și în curând și tătic. Și tătic, tatăl lor a fost întotdeauna Mario, lasă-i. Nu vezi că trec pe aici așa cu capul în jos toți, lasă-i liniștiți. Gav. Și sub mască? Swisher. Double LED în pula mea. Și Cruz. Ok, Double Cruz, fii atent. Fără un shot de ăsta nu se începe interviu. Adevărat? Eu, vezi că ai lămâie înăuntru acolo. Meanwhile. Cum vi se pare că a fost Untold 2023 pentru voi? Super frumos. Ne-a plăcut mult. Am fost la o oră extraordinară. Oamenii au fost cu noi din față până în spate. Au ridicat mâinile, s-au distrat. Este drum and bass și ușor, ușor crește. A fost mult mai tare decât Untold 2022, dar mult mai slab decât Untold 2024. Eu m-am simțit foarte bine alături de colegii mei. Sper că și publicul s-a simțit la fel de bine. Bă, tare rău de tot, deși la primele două piese a fost așa jumătate de scenă, să zic așa, acolo ca și lume. După a doua piesă, a treia piesă s-a umplut acolo, a fost marfă rău de tot, tare rău. Untold, big win. De căcat. Bă, glumesc, da? Bă, Marcos și Bacovia, cu aia oricum sunt monștri în pula mea și la fiecare show îmi dau seama cât de tari sunt cu aia și cu ce oameni stau, gen. Nu-mi dau seama așa zilnic când ne vedem noi, dar la fiecare show cu aia o demonstrează de fiecare dată. Bă, nebunește lumea, sunt bapula. Bă, pentru mine, anul trecut am dublat, deci nu e o diferență. Anul ăsta am fost guest artist, știe toată lumea de meditez. Toată lumea a meditat, tot Alchemiu a meditat. Ceva wow, foarte wow, foarte, 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 foarte bine. Cum v-ați apucat de muzică și dacă ați vinde vreodată muzica pe orice în lumea asta, nu știu? Bă, niciodată. Eu am renunțat la salar mare de inginer. Eu sunt inginer electric, așa, nu știu dacă știe lumea. Eu am terminat o facultate, master. Deci n-aș vinde muzica pe nimic, niciodată în viață. Punct. Cum am apucat? Hai că o zic pe aia, super deep, când m-am apucat eu de pian la 6 ani și m-am ținut până acum, gen, cumva m-am apucat de muzică pe la 15-16, de făcut versuri cumva, dar mereu a fost acolo pe fundal. Păi și de câți ani faci pian, gen? Câți ani ai făcut pian? Am făcut 8 ani pian și după aia am tranzitat în ceva acum. Eu m-am apucat în 2010 de muzică din cauza, nu știu, ascultam foarte mult Paraziții, CTC, Guess Who, și prima piesă la care am găsit eu negativul pe internet a fost piesa Locul Potrivit de la Guess Who și am tras eu versurile peste, că eu eram rapper la început, știi? Și după, și na, mai dădeam freestyle-uri din astea, perioada specii, alea, și na, așa m-am apucat de muzică. Și acum am ajuns să fiu producător, inginer de sunet și să nu mai fiu rapper. Dar poate o să fiu și rapper curând. Cred că a zis-o pe față că se apucă de fapt exact de muzică. Exact, exact, aia zic și eu. Deci următoarea piesă cu Gav, când? Bă, nu știu, plănuiam poate să fac ceva cu MGL pe albumul lui, dar nu se știe momentan, dar dacă nu e pe albumul lui MGL, că nu forțăm nimic, o să fie pe albumul meu de producător, așa că stați geană că o să fie tare rău de tot. Cu ce piesă vi se pare că a interacționat publicul cel mai bine? Respectă Brigada. Aia care e piesa amiral în momentul ăsta, din punctul meu de vedere. Și acolo, paradoxal, acolo se vede și maestria lui Planet H, e și prima piesă pe care am făcut-o, de fapt. Da, da, aia, Respectă Brigada. Mai avem pe, adică și cei trei moșpitari, PCDNB, că e hype și am venit să deranjăm, sunt multe, dar oricum. Tot facem, adică deja ni se pare că tot ce am făcut e mai slab decât ce urmează. Știi, mi se pare că toate încep să sune din ce în ce mai bine și mai tari. Sau e, următoarele vor fi cele mai tari. Care a fost sursa voastră de inspirație de a face muzică? Marcos și Bacovia, clar. De la început, ei au fost primii care ne-au sprijinit, care ne-au învățat, care tot. Marco și Bacovia, fără ei nu era nimic. Eram la Marco acasă cu Bacovia și cu nebunul ăsta și a zis Bacovia odată: "Hai, bagă-te la microfon." Eu aveam un gând așa să fac muzică, dar nu știam sigur de unde să încep, cum să o fac, și m-a băgat odată la microfon și mi-a zis: "Bă, s-a gândit un pic." A zis: "Tu ești Double LED de azi." Am făcut piesa aia. După aia ne-am întâlnit la studio. Noi voiam de la început oricum să fim un duo, să fim împreună. Și zici tu cum te-a botezat și pe tine? Bă, aveam un tricou cu Santa Cruz, știe toată lumea ce e Santa Cruz. Și la prima piesă eram în studio cu Bacovia, că el ne-a produs-o și ne-a zis: Santa Cruz, Cruz, ce nume mișto." Și am zis: "Da, ce nume mișto, nu? Gata, asta e numele meu." De atunci Double și Cruz, Double Cruz, ce zic? A luat jumate de la unul, jumate de altul și s-a făcut un întreg, Double Cruz în pula mea. Mai pula nu sunt alți. Cum te-ai cunoscut cu Blanco și cum s-a legat prietenia asta dintre voi doi? Frățioare, nebunie, mâncați, aștept, trebuie să apară, nu știu, într-o jumătate de oră trebuie să apară pe aici. De bea l-aștept, e un frățior mai mic. Personal cred foarte mult în muzica lui Blanco. În Blanco e un băiat deosebit, talentat, super fresh. Ne-am cunoscut acum mult timp, după un concert de la Arena și
Piatra Benz 2017, cred că e prima dată când ne-am cunoscut. După câțiva ani am aflat că face muzică și cred că atunci când am dat drumul la calificat, atunci e perioada în care ne-am regăsit mai mult. A fost și o empatie din partea mea, dar a fost ceva supernatural. El prin și Young Gun, știi ce zic? M-am văzut pe mine cumva în trecut, am văzut foamea care o aveam eu și cumva m-a reaprins și pe mine, m-a motivat. Avem o alchimie foarte puternică, eu cu Blanco vă zic, uite, pot să vă dau un spoiler, avem un EP gata, avem o grămadă de piese puse la punct. Ce EP-ul cam când e programat să iasă? Nu am programat absolut nimic, noi am lucrat la piese, eu cu Blanco, dacă intrăm în studio, scoatem în acea zi minim două. Care vi se pare că e cel mai bun newcomer din 2023? Ai venit cu întrebările pe care le-a pus și Harry Potter-ul. Harry Potter-ul de ea cu Adidas? Harry Potter-ul care mi-a făcut mi-outfit check de m-a auzit pe și m-a copiat. M-a făcut de băcănie, m-a și că bubui pe TikTok acum, băga mi-aș pula că sărac. Am răspuns la întrebare, deci uitați-vă la celălalt interviu. Băi, duceți-vă la Georgescu că e fratele nostru. Dar zic și ție ce am zis lui. Băi, de capa mi se pare foarte tare și ne-a atras atenția, eram cu Paul la Never See și Paul a venit la mine Planet Age, el ne fiind foarte conectat și mi-a zis: "Bă, cine e ăla?" Și am zis: "Bă, ăla e de capă. Ne place super mult, da." Gândește că Planet Age l-a văzut azi pe Ian și a zis: "Da, ăsta cine e? E Maluma." Și noi am mai avut vreo două concerte cu el sau ceva de genul ăsta. Am avut la Arad, acum el tot nu știe cum arată. Nu, deci... mă, eu știu, dar nu mă așteptam să fie așa de înalt, că l-am văzut la podcast la Gigu și a trecut așa cineva pe lângă mine. Da, deci el așa încă îl vede pe Asteca și cine e ăsta cu băiatul ăsta cu tatuaje? E, el e, ok. Ma, un pic e. Dar pe berechet îl știu. Puneți-mi viitoarele voastre proiecte și ce urmează să scoateți și să lansați împreună. Păi fii atent, acum am scos Zilnic, căutați pe YouTube, da, Bălet Zilnic. E o piesă de ascultat cu atenție, niciun vers de umplutură, nimic, bă, sunt doar versuri gândite. Și fratele meu Cruz a scos el ceva, zi tu. Cruz Owen is bitch pe toate platformele unde vreți voi, prima piesă solo, vedeți ce-mi poate capul, știi ce zic? Să lansăm, stai, nu că dacă ar fi, urmează să lansăm așa. Ieri s-a filmat Meditez remix cu mine și cu fratele Bacovia. Luni urmează să filmăm la freestyle o piesă cu mine și cu fratele meu Cruz și cu fratele meu Marco. E rupere și urmează multe proiecte împreună cu mine și cu Cruz. După freestyle o să scoatem una solo, apoi mai scoatem una cu Marco și vedeți voi ce vine, dar intrați acolo și ascultați că facem muzică bună, nu e așa la mișto. Și ceva, un EP, un album împreună, mai multe detalii. Bine, la sfârșitul anului, cel mai mare EP, nu vă zic nimic, dar știți și voi fiturile care o să fie. Marco Bacovia, astea sunt oricum acolo, dar restul se vede mai încolo. Aia zic, trebuie să stați acolo, geană, că o să vă placă, mă jur pe viața mea că o să vă placă, nu e așa la mișto, chiar suntem buni să mă văd. Pregătești un material cu Oscar în viitor apropiat? Ai văzut ceva de mă întreb. Pregătim ceva puternic, rău de tot, e o piesă grea rău de tot, de-abia aștept să-i dăm drumul. Pregătim mai multe, și cu Măgălui, și cu Petre, cu mai mulți, nu pot să dau spoiler la toate, că ce dracu, după aia când mai faci interviuri, ce mă întrebi? Pune și mie sușer mai multe proiecte pe care le-ai în plan în viitorul apropiat. Vreau să fac un mixtape, frate, și încă unul imediat după, cred că ți-am mai zis, dar mai zic încă o dată, sper să-mi iasă anul ăsta, Doamne ajută. Dați-mi și mai multe detalii despre următorul material pe care trebuie să-l scoateți. Deja avem 19 instrumentale și avem, nu știu, câteva, 3, 4, 5, 6, multe piese gata. 8 schițe și având idee cam cum o să fie finalul. Dar cea mai bună piesă, FCDNB, n-a fost cântată în seara asta. Și aici Paul poate să povestească despre iubire fără despărțire. Nu, e o lume tristă. Așa stă titlurile provizorii, n-au nicio legătură cu ce va fi la final. Ăștia, eu le trimit niște drafturi și ei se distrează bine. Toate au niște referințe. În cazul ăsta, Dragonul, nu? Da, avem o piesă pe care am pus să povestesc sau scuip tot, bine. Aveam o piesă terminată și ceva nu era ok. Și am zis, bă, hai să încerc o chestie. Provizoriu, o să dau niște time stretching la voci și facem din dubstep drum and bass. Și am pus pe un alt instrumentaj dintr-o dată. Wow, asta e cea mai bună piesă noastră. Și o cântăm? Da, da. Până când ne-am dat seama că n-avem timp să mai repetăm, dar o să vină în curând. Da, ne-am dat seama că de fapt mai aveam niște chestii de pus la ea ca să fie final și 100% gata și am zis să dăm playlist-ul pe care l-avem că deja e bun și oricum piesa aia trebuie și lansată că o să fie distrugere. Ca să dau și eu și mai mult din casă, de ce îmi place mie formația asta foarte mult, datorită pregătirii pe care o are Planet Age în muzică clasică, literalmente a existat citatul săptămâna asta despre setul de la Untold și când începem îi dăm în gură cu Beethoven, ceea ce s-a și întâmplat. Dacă vă uitați la setul nostru, a semplat Paul din Beethoven și a făcut piesă, da. Era un intro bun, trebuie să recunosc. Cu ce piesă vi se pare că a interacționat cel mai bine publicul? Cu toate, nu știu, asta întrebați-l pe Gav. Deci, din perspectiva mea de DJ, MC și ce mai sunt eu, bula mea, Maraton, Contact Fatal 2 au fost piesele la care au interacționat cel mai tare. Alea sunt.
Când vine următorul tău material? Pentru toți golanii și toată lumea care mă iubește și mă susține de la început. Următorul material va fi Regula 2, îl pregătim, e pe drum, e ceva incredibil de mare și de-abia aștept să scoatem. Niște detalii despre un album? Lucrăm la albumul românesc, lucrăm la ceva foarte trap ca pe vremuri, în direcția de Șeful 12 linii, nu vă zic mai mult, și între timp lucrăm și la proiectul din Italia, care e ceva destul de mare. Fără destul, e ce trebuie. Mare deja. Cu ce artist, viu sau mort, ați vrea să aveți un feat? Bă, la frate Mișu deja e OG, e pula mea, idolul și fratele lui, cred că îl visează noaptea să mă revisează care e piesă cu el. Și la mine, sincer, așa, din România ar fi câțiva cu care mă înțeleg, dar nu știu, nu zic, că nu știu, bă, momentan nu știu, dar din afară, bă, mi-e-mi place rău Future, să dea domnul noaptea când îi visa să fac o piesă cu el și să devină realitate, dar așa nu știu să zic sincer, ceva ce o să fie realizabil, că e greu, pula mea, cine știe. Bă, eu aș vrea să fac ceva cu Drake, e unul dintre artiștii mei preferați, Future, nu știu, mai sunt. Și din România, să zic așa, am mulți care vreau să fac, dar 100% îi aduc pe albumul meu, așa că stagiană. Eu cu Michael Jackson. Și acum de final aveți un mesaj să le transmiteți tuturor fanilor care au fost la voi și v-au susținut. Să le dea Dumnezeu sănătate să vină și la alte. Doamne ajută! Sper să fim motivul pentru care România ascultă Drum & Bass. Momentan, I think, cred că suntem, da, cred că o să fim, cred că o să fim. Cred că vrem să ridicăm scena asta și să țină lumea urechile deschise, să diversifice genul, să asculte și altceva, că nouă ne place ce facem, am văzut că și reacția e bună, să vină la concerte să vadă hype-ul adevărat, că acolo e, nu pe internet, cel puțin la noi, și cam aia e, mulțumim mult. Eu aș vrea să adaug o chestie cu care am rămas restante la celălalt interviu, că ne-au întrebat și noi ne curgeau balele așa. Există producători buni de drum and bass. Eu știu mai bine că mai țin legătura cu ei și sperăm ca în curând să auziți și voi de ei. Să respect Ioșu, respect Trox, respect Freakex care e și un veteran, Bogdan Popoiac de la 1 Recte Rock. Bau, am înțeles că vor să facă din nou Brigada Artistică Urbană să mai facă ceva. Adică există producători de drum and bass de la noi. Mai există Ambigu, mai există Broken, mai există Subliminal, mai există mulți. Mai există și Roxana, care a făcut și la Unde. Adică sunt, băi, se face. Adică se face și noi ne bucurăm foarte tare că se face. Păi, să vedem toată mișcarea asta sus. Vă pup și vă iubesc. Fiți motivați întotdeauna, credeți în visele voastre. Munciți din greu, nimic nu e imposibil în viață. Am văzut că au fost și incredibil de mulți italieni cu steagurile sus, Solo Amore per i fratellini italiani, sono contento che siete venuti in Romania, pieno de figa qua, regà, quindi se avete scopato, da paura. Da, eu le mulțumesc tuturor celor care n-au crezut în mine și care au crezut în mine că sunt ceea ce sunt în ziua de astăzi aici lângă tine, Mario, te pup și te iubesc. Da, bă, frații mei, prețuiți-vă viața că e frumoasă și scurtă. Iubiți-vă apropiații și faceți ce vă place, că o să fiți mai fericiți, o să vedeți. Eu personal am plecat de lângă ai mei, unde puteam să am un viitor bun. M-am întors aici în România cu frații mei și am făcut ceea ce îmi place și sunt cel mai fericit din lume. Vă pup. Urmați-vă visele și țineți minte că nimeni nu vă poate opri din calea voastră. Țineți minte. Once you put your soul and your heart to it, there's no going back, bro. There's no going back. Și cam atât a fost interviul pe ziua de azi. Aici am fost alături de Respectă Brigada. I got bars. Yo, I got beats. Da, bă. Led în pula mea. Și Cruzo in his bitch. Dublu boss. Swisher. Și eu Gav, da? Să nu ne mai încurcați niciodată în viața voastră. Vă rog frumos, vă iubesc și vă pup. V-am pupat. Auzi, o să ne scrie mai comentarii. Uite și cu tine.